Texte pe care le-a scris Mircea Vulcănescu, înainte să fie băgat în pușcărie și omorât, asasinat în pușcărie, așa a fost apărarea lui Socrate. Deci ce a impresionat, ce i-a impresionat pe români, nu? Că cultura română era o cultură de nivel european. I-a impresionat această repetare, nu? Că, nu, instrumentele distrugerii, nu, armata sovietică de ocupație, nu, toți aceia erau cei care reproduceau asasinarea, nu, condamnarea lui Socrate, nu, erau condamnați, nu, vârfurile, oamenii care erau cei mai culți, nu, oamenii, nu, era filozoful cel mai înțelept din cel mai înțelept dintre oamenii, spusese, nu, oracolul că este Socrate, nu? Și a fost condamnat de către asta scria înainte de a fi închis Mircea Vulcănescu, ultimul text. Asta scrie Vintila Horia, da? Își aduce aminte de Platon, nu? Platon, marcat în tinerețe de omorârea, de asasinarea, nu? De societatea care s-a dispensat, nu? S-a dat deoparte, nu? Pe cel mai înțelept dintre oameni. Și de aia, spuneam, este foarte interesantă acea... Și să ne întoarcem la... la domnița Ileana. Bun, scrie scrisoarea a șaptea și după aceea cumva își, cum asta a fost, ca să zicem așa, perioada lui de revenire, de catarsis. Da? Ne întoarcem cumva de unde am venit, ne aducem aminte de origini și ne aducem aminte cum istoria se repetă, cum și pe atunci cel mai înțelept a fost sacrificat. Între timp, mă rog, e profesor universitar, are contact cu literatura momentului și are impudența, apropo, nu spusesem înainte, are impudența să scrie înainte să se publice la Goncourt, Dumnezeu s-a născut în Republică publică, despre revolta scriitorilor sovietici, ceea ce desigur a deranjat în 60, și ca profesor universitar la Madrid, el discuta despre literatură ca o poartă spre cunoaștere. Asta era pentru el literatura. O cale de cunoaștere pentru Nae Ionescu, învățase și învățase bine, fusese profesor, da? Și învățase și știuse sensul exact, da? Iubirea ca modalitate de cunoaștere. Literatura iar era, nu, o modalitate de relevare a esențelor, de cunoaștere a omului, așa și moartea. Moartea este iară. Și de unde știa de acest lucru? Păi știa din poeziile din închisori pe care le citise. Nu? Oamenii aia erau în pragul ăla dintre viață și moarte tot timpul, da? Erau în asta. Și aproape, se spune, este un mister. Nașterea e un mister, moartea e un mister. Nu a știut nimeni, pentru că nimeni n-a putut să se întoarcă de acolo. Da? Și despre Orfeu se spune așa, că și există foarte puține mărturii, dar nu întregii civilizații omenești, foarte puține mărturii despre ce se întâmplă în lumea de dincolo. Da? Și în lumea de dincolo, una dintre mărturii este că toți, nu, se bea din izvorul Letei, da? Din izvorul uitării, așa, și spunea că toți, da, toți nu mai știu așa, toți sunt despriși, toți nu se dezindividualizează. Asta a fost o problemă extraordinară de filozofie, mai ales a arabilor, da? Cum se dezindividualizează după moarte. Și creștinismul a dat aici o soluție extraordinară, nu, că în corp murim, deci individualitatea rămâne. Moartea este o cale de cunoaștere și acest lucru apare ca să apară clar, el scrie un mormânt în cer. Și cum scrie? Nu? Se duce la Toledo, vede muzeul lui El Greco și înmormântarea contelui Orsaz. Și acolo e un tablou de mari dimensiuni, absolut impresionant, o capodoperă, în care apare foarte clar, nicăieri nu e pictat așa, mă rog, asta apare foarte clar, tărâmul de jos, nu? Tărâmul de jos și tărâmul de sus.
cu sufletul, cu sfinții, cu ce se întâmplă acolo, da? Este foarte clar ilustrată ideea asta, da? Că este un mister moartea, este o cale de cunoaștere și moartea. Și ne întorcem la principesa Ileana, da? Cu care s-a mai reîntâlnit în... Ea traduce, da? Pe ea o impresionează poeziile alea. Pe ea o impresionează, Iisus a venit în asta. O impresionează atâtea, sunt niște poezii, da, sunt niște poezii dumnezeiești. Nu am citit poezii extraordinare, mai citit, ale... Da, extraordinare, da. Sergiu Maninescu scrie, profesorul lui Nichipor Crainic, care are poezie extraordinară. Așa, și ce face domnița Ileana? Se apucă și le traduce în engleză. Și momentul de... cumva a colaborat din nou cu Vintilă Horia, pentru că el scrisese prefața, da? Se reuneau iară. Ea se mai reunise cu un spirit superior acolo, că ea, pe ea a ajutat așa oarecum, într-un fel, a ajutat-o doamnă, pentru că ea era în foarte bune relații cu Viorel Trifa, care era episcopul românilor, în fine, era un tip superior și la data în care ea traducea și se publicase asta, începuse aceeași mizerie, nu aceleași aripi ale răului, nu? Să, cum se întâmplase cu Vintilă Horia. Și a începuse pentru prigonirea episcopului Trifa, care era foarte bine văzut de americani. Imaginați-vă un român care este invitat să deschidă ședința Camerei Deputaților, nu? Să spună rugăciunea de început, că așa scriu ei pe dolar, că noi credem în Dumnezeu sau nu, ce scriu ei. Și, deci, iarăși, un român care era un reprezentant al unei națiuni pe care ei voiau să o distrugă, să nu mai existe, vârfurile să nu mai existe, da? S-o distrugă. Și atunci au făcut, sigur, cum au făcut cu Eliade, cu Vintilă Horia, așa au reușit să îl expulzeze, a murit și într-un exil, în exil a doua oară a murit în Portugalia. Dar interesant este că domnița Ileana, pe când era soție, mamă, copiii încă nu crescuseră, dar ea știa, aflase, nu? De la părintele Arsenie Buca, care știa ce se întâmplă, știa și că el va fi omorât în bătaie, nu? Va fi martirizat, așa, el știa. Și i-a spus, într-o zi vei îmbrăca și tu această haină monahală. Și, într-adevăr, ea a îmbrăcat haina monahală, e o întreagă poveste și cu banii pe care i-a avut ca să cumpere pământul acolo, pământul și să-și facă mănăstire, pentru că în momentul în care au fost dați afară din țară de către armata sovietică, erau soldați sovietici care stăteau și păzeau să-și facă bagajele. Și când își făcuse deja bagajele și erau tot ce se împachetase era sigilat, băiatul cel mare, Ștefan al domniței Ileana, a luat coroana pe care o primise de la Regina Maria, coroana, da, diadema aia grozavă a domniței Ileana, a ascuns-o într-o cămașă de noapte a mamei lui și a băgat-o, nu urmăreau mai puțin, a băgat-o într-unul din bagajele sigilate. Și uite, așa a reușit ea să treacă și oceanul și să ajungă și în Argentina și cum o să ajungă și în America cu acea coroană, da, pe care a vândut-o, da, pe care a vândut-o și a putut să cumpere pământ și să facă mănăstirea aceea ortodoxă care este în Pennsylvania pe undeva. Da. Acestea sunt cele două întâlniri, nu? În față cu volumul și nu cu mărturiile, cu acea cultură extraordinară, nu? Cultura românească din închisori, care este foarte greu. Eu știu versurile și mă bucur că s-o menim, că eu despre lirica detenției am scris în teza de doctorat, ipostazia în metaforă în lirica detenției, acolo unde e literatură, că știți că există și acele versuri scrise doar, sau știu care, din motive... Noi nu vorbim de lucruri mediocre, noi vorbim de cultura se face cu vârfuri. Da, și Nichifor Crainic, cea mai populară poeție existenței. Spunea Ana Ionescu, da? Cultura este aristocratică, în modul, așa, da? Vârfuri mă interesează. Nu, dar ați văzut că Radu Gil tot nu e recuperat suficient din cauza... nici unul, am să vă spun, nici unul nu este recuperat suficient.
Pentru că recuperarea la noi se face în, cum să vă spun, refăcând ședințele de club de reeducare de pușcărie. Asta e atmosfera în care se face recuperarea poeziilor din Nisor, recuperarea exilaților, asta este. Da? Deci noi, la 20 de ani, după, la 20 de ani după așa zis, sunau schimbarea, așa zisa schimbare de regim, la noi asta e modalitatea de recuperare. Dar nu se, ca o piesă de teatru care se tot repetă, atmosfera acela a clubului de închisoare în care cuvinte care nu mai au sens se folosesc pentru încărcătura lor malignă. Da? Au fost, au avut un sens odată, acum au un sens diabolesc și se folosesc ca atare. Nu? Și cam asta este... Cred că nu se trece dincolo de implicația politică. Nu e vorba de implicație politică și am să vă spun de ce. Asta. Mi s-a reproșat tot timpul. Scrie eu... despre poezia legionară. Nu, numai o secundă. Singurul lucru care nu s-a făcut în comunism, nu s-a învățat istoria României. Nu s-a învățat niciun moment. Nu tata s-a născut, nu familia mea e din Cernăuți, eu habar n-aveam că Cernăuțiu este foarte târziu, am aflat, poate în studenție, Cernăuțiu nu e în România, nu credeam că în oraș nu am fost acolo, fi departe, nu era, era din bucata de Românie care încă nu este, da, din pământul românesc, care a fost cotropit. Și istorie nu s-a învățat. Și pe acest fond în care nu s-a învățat istorie, nu s-a învățat absolut, și nici în anii ăștia nu s-a mai învățat istorie, că nu se învață. Istoria este o chestie care se camuflează. Se camuflează tot timpul. Și modalitățile de camuflare sunt uneori grosolane. Nu? Și o să vă dau un exemplu de cât de grosolană este camuflarea istoriei românești. Se știe că între forțele politice europene interbelice, sigur, Germania după primul război mondial era o țară învinsă și după aceea, fiind o țară puternică, în fine, cum a fost ea, nu, așa a reușit să se repună pe picioare, a beneficiat de nașterea mass mediei, nu au început au difuzoarele, nu? Radioul, nu? Au fost niște cuceriști științifice cu care s-au putut propaga, deci s-a început această manipulare în masă, nu? S-a beneficiat de tehnică prin care se poate face și asta se face, nu, manipulare în masă. De fapt nu e cultură de masă ceea ce s-a făcut și asta, nu, este o manipulare în masă. Dar era istoria lor, da? Era istoria lor, mă rog, s-au considerat e o doctrină că ei sunt oameni cei mai grozavi pe pământ, îi disprețuim pe ceilalți, îi cucerim, nu? Erau puternici, se înarmaseră și în mod primitiv voiau să îi cucerească pe toți. Dar Germania mai reprezenta ceva, nu reprezenta numai acest militarism stupid, care, mă rog, oarecare explicații psihologice avea din faptul că fusese rămbrânt și asta, dar Germania reprezenta și cultură europeană. Germania reprezenta filozofie, însemna Goethe, însemna muzică, Germania era un focar de cultură. Sigur că au beneficiat spunând că suntem grozavi pentru că avem și pe ăștia, dar nu i-au folosit, nu? Cultura au folosit și pentru cultură. De aceea foarte mulți români s-au dus în Germania. S-a dus Emil Cioran în Germania, nu? S-au dus, se duceau prin bibliotecă, s-au dus Eliade în Germania. Și în Cioran era, tinerii sunt influențabili, nu sunt caractere încă neformate, nu pot să discearnă. Așa și influențabili, nu? Și s-a dus și a scris el așa cu sinceritatea lui de scriitor, a scris cum îl cucerește acest entuziasm nemaipomenit, nu al nemților, așa fiecare vrea să se simtă grozav, nu? Vrea și el să se simtă grozav, dacă ea se simt grozav. Așa și după aceea, sigur că își dă seama că e, totuși era foarte inteligent, își dă seama că nu este chiar un lucru, asta că este un primitivism, că orice dobitoc dacă spune că sunt german înseamnă că sunt deștept și el nu este, poate să fie și înapoiat mental. Așa și, dar, elanul acele epoce astea se vede în cărțile de tinerețe care sunt scrise exact în muzica vremii. Așa. Aparțin perioadei respective,
și fac parte din cultura europeană a vremii respective. Și au apus odată cu vremea, da? Așa cum oamenii se schimbă în timp și gândesc altfel, așa se schimbă și epocile, lucrurile care sunt la modă într-un timp, nu mai sunt la modă astăzi. Spre exemplu, la noi s-a publicat prin anii 50, așa ca o mare cucerire, așa, cultura europeană, Andrei Gide, Școala femeilor. O carte care a apus de mult, a murit de mult, nu era vorba cu, o femeie care voia să aibă statutul pe care îl avem noi astăzi și era la începutul vremii, ca și Nora lui Ibsen, da? Erau niște lucruri care nu ne mai spun astăzi nimica, da? Sunt lucruri pe care decedate în istorie, da? Așa. Ei, și asta se întâmpla în Germania. În România se întâmpla cu totul altceva. În România, în primul rând, a fost un român care, văzându-i pe german spunând că ei sunt rasa cea mai grozavă, a spus că asta e un material și o stupiditate nemaipomenită și a spus-o de la tribună, era un consiliu, mă rog, o adunare studențească și a spus că ăsta, nu rasa contează, spiritul e cel care contează, nu vă mai lăudați cu rasa. Și se spune atunci că Hitler s-a supărat foarte tare că era de față și a zis să nu mai văd pe acest românul care îndrăznise să dea o replică unei izvor de propagandă. Și după aceea a murit în Spania și se pare că n-a murit chiar de moarte bună, că politica întotdeauna se răzbună pe acești vitești care își imaginează că ei pot să discute, nu? Ei au un plan cultural, au un plan spiritual și pot să se retragă din lumea politică, nu? Și pot să încerce să îi trezească pe ceilalți care sunt cumva adormiți, amețiți, mă rog, manipulați de mass media. Și în România aceste povești nu au existat. Da? Deci există un text al lui Mircea Vulcănescu care spune, el a încercat să, nu, economist, filozof, a încercat să-și dea seama care sunt șansele unei mișcări naționaliste în România și era în 33 după asasinarea lui I.G. Duca și spune acolo, în primul rând analizează și spune cum a început mișcarea din Germania. Mișcarea din Germania este o excrescență monstruoasă a sindicalismului, că toți au pornit, mă rog, au fost lideri sindicali. Analizează ce se întâmplă în Italia. Analizele lui Vintilă Horia cu situația interbelică în Italia din punct de vedere cultural, nu? Al literaturii de avantgardă, al futurism, sunt excepționale, sunt absolut nemaipomenite. Bun, și Mircea Vulcănescu ce spune? Aici, la noi, în România, orice mișcare, o încercare, tentativă de mișcare națională, nu are nicio șansă de izbândă, este moartă din fașă, pentru că economia se rulează în afara poporului român. În tot ce se rulează, tot ce este așa zis a României modernă, nu? E cu o participare românească foarte mică, deci toată lumea se va opune și era normal, statele române, nu, economia e o chestie care se întâmplă independent de cultură. Da? Și a analizat și a scris acest lucru. Un text care i-a rămas în arhivă și am avut acces datorită fetei celei mai mici a lui Mircea Vulcănescu, Mărica Vulcănescu, am publicat acel text în revista originală, Gabriel Stănescu, care înainte, cum a zis, a publicat acea contra natura, acel volum care am văzut că lipsește de aici, ar fi trebuit să vin eu cu el, eu l-am. Nu am văzut. Îmi pare rău că nu l-am adus. Puteam. Da. Sunt texte din revistele românilor din exil și unul din textele cele mai impresionante din acea carte sunt considerații asupra timpului contemporan, asupra timpului unui timp cum nu se poate mai rău spune el. Absolut fabulos. Adică aceea e o carte scoasă la repezală și absolut orice editor ar trebui să o reia și să o pună pe piață, pentru că Vintilă Horia a fost o minte strălucită.
El a fost apropiat al lui Mircea Eliade, nu? El spune că eram în Italia și i-am scris lui Mircea Eliade când s-a întors în Spania. Eliade îi trimite în 55 mi-a ce termină manuscrisul Pădurii Interzise, nu? Îi trimite manuscrisul. După aceea, în toată existența lui au corespondat, nu? Ei au fost două spirite care s-au întâlnit, care au comunicat, care s-au îmbogățit reciproc una pe cealaltă. Mulțumim. Da. Acum o să vă consult asupra programului, ce facem în continuare. Bem o cafea. Bem o cafea.